dragii mei, astăzi aș vrea să vorbim puțin despre copacul toamnei. Cum arată el? Ce culori au frunzele toamna? Și tot felul de aceste lucruri care ne vor ajuta în activitățile pe care le vom desfășura împreună. Haideți să vedem! Cum credeți voi că arată copacul toamna? Într-adevăr, își pierde frunzele destul de mult. Frunzele se colorează. În ce culori? Roșu, galben, portocaliu, maro. Într-adevăr. Și ce se mai întâmplă toamna? Începe să plouă. Exact. Perfect. Pentru astăzi vă propun o pictură cu bețișoare de urechi. Vom crea această coroană a copacului cu ajutorul bețișoarelor de urechi și acuarelelor. Ce ziceți? Începem? Dragii mei, pentru următoarea activitate vom avea nevoie de un copăcel pe care fie îl printăm, fie îl putem picta noi, o paletă cu culori și o pensulă și niște bețișoare de urechi. Haideți să începem. Prima dată, pentru că nu am un albastru deschis, voi amesteca albastrul închis cu alb. O să mai pun un pic de alb, pentru că mi se pare prea închis. Și voi picta cerul.
Și acesta este rezultatul final. Vă place? Pentru următoarea activitate, vă propun să folosim plastilină pentru a crea frunze pentru copacul de toamnă. Ce credeți, copii? Copacul nostru are suficiente frunze? Soundstripe.